De cel puțin două săptămâni în Tellerman, pesta porcină face ravagii, până în prezent fiind uciși aproximativ 2000 de porci. Pentru limitarea efectelor, autoritățile au luat o serie de măsuri, dar se pare că nu se reușește oprirea răspândirii bolii. De la revoltă, oamenii au ajuns la disperare și trăiesc cu frica de veterinari, care pot să bată din moment în moment și la porțile lor. Și asta doar din lipsa informării. Întrebat în cadrul ședinței Comitetului Local de Combatere a Bolilor, desfășurată ieri, directorul Direcției Sanitar Veterinare Tellerman, Iulian Ianculescu, a explicat că acest lucru s-a întâmplat din cauza lipsei de personal, dar și pentru că ei au alte priorități. Toată lumea a fost în teritoriu, este într-adevăr, dar în perioada asta chiar nu avem niciun om, cei comunicatori de presă au fost la o citere preventivă și pur și simplu nu aveam personal. Suntem un om interesat de distribuire, de asta am și solicitat ajutorul autorității. Domnule Iacurescu, faptul că le urcați pe site nu rezolvă problema. Cine le urca pe site putea să-l transmită și presă. Având în vedere situația destul de gravă, considerați că era nevoie să se transmită și presă în toată comunitatea de presă? Ba da, am hotărât și în funcție de priorități și cred că prioritatea a fost... Și prioritatea nu o considerați a fi și informarea cetățenilor? A faptul că am pus pe site este urma și toate comunitatea de presă de a transmit și către prefectură este o decizie pe care trebuie să o rezolvăm, că am spus, în funcție de numărul de personal. Următoarele comunitate. Câți porci ați ucis până în prezent și în ce localități au fost uciși porci? Deci au fost uciși, s-a finalizat uciderea preventivă în localitățile... Porniți microfonul, mă rog. Au fost, s-a ucis preventiv, s-a finalizat uciderea preventivă în localitățile Pietroșani, Bujorul, Măsturelu, Fântânele, Suhaia, Vânători, Năvordari și astăzi se ucide ieri și astăzi și probabil mâine se ucide în localitatea Seara. Au fost uciși în jur de 2000 de porci, dar nu pot ști situația exactă, pentru că se transmite din teren. 1560 și cred că erau ieri transmiși în comunicatul de presă sau alte, dar să știu cifra exactă, pentru că se schimbă în fiecare zi, în funcție de cum transmit și finalizează echipele care ucid și în Europa. Deci, în ultimele două zile am avut câte trei echipe în teritoriu. La direcție nu am rămas decât eu și echipa care ține legătura cu ANSVSA-ul, pentru că și acolo transmitem anchetele epidemiologice, trebuie să rămânem mai târziu la Bruxelles, pentru că ținem în legătură cu Comisia Europeană și la fel mult sunt interesați și cei de la Comisia Europeană, pentru că există expoziția asta, explozia în cele trei județe din sudul României, legată de lunga. Nu mai este un secret pentru nimeni că boala este răspândită de mistreții care trăiesc pe fondurile de vânătoare private, unde se pare că autoritățile județene nu au competență. Astfel că tratăm efectul și nu cauza. În presa locală au mai apărut o serie de materiale referitoare la acest subiect, însă explicațiile autorităților au întârziat să apară. Din cei aproximativ 1700 de porci mistreți confirmați cu pestă la nivel național, 500 sunt din Tellerman, lucru care ar fi trebuit să alerteze mai devreme veterinarii. La nivel de România sunt analizați la ora actuală, cred că dau și cifrele aproximative. 1670 de mistreți, 1700 de mistreți găsiți morți și confirmați. Din aceștia, aproape 500 sunt în județul de Roma. Vă rog, comunicați să puntați și asta. Cred că asta spune nu este Tulcea, n-au găsit mai mult de 170, cred că Ialomița urmează cu 220 și restul sunt. Deci
județele care evoluția a fost mult mai drastică anul trecut ca în județul Teleorman. Județul Teleorman, la ora actuală, a analizat și sunt, în păcate, pentru noi, cei 500, aproape 500, 490 sunt pozitivi. Și nu credeți că dacă ați fi avut o informare corectă, nu s-ar mai fi ajuns la situații în care să fiți acuzați că protejați anumite fonduri de vânătoare? Domnule, bine. Cu atât mai mult cu cât aveți 500 de orice instituții. Știți că este o, chiar un lucru care nu... Poate n-am comis și o greșeală din partea noastră, dar nu am făcut-o intenționat. Și v-am spus că a primat, în primul rând, formarea acelei zone de protecție. Domnule director, eu v-am solicitat personal treaba asta și nu puteți să spuneți că ați omis. Ați neglijat voi treaba asta. Nu, nu. Asta este afirmația dumneavoastră. Este afirmația ta și eu sunt. Da. O comunicare corectă cu cetățenii acestui județ, prin intermediul presei, dar și demararea unor demersuri la nivel național pentru eradicarea focarelor de pe fondurile de vânătoare, ar putea duce la o limitare a răspândirii acestei boli.